Am avut un client care a avut o daună în sensul că i-au fost furate bicicletele din curte. Acestea, din păcate, nu erau legate cu un lanț sau securizate cumva și asigurătorul a refuzat despăgubirea, dar având în vedere faptul că un broker se implică și ajută clienții întotdeauna, am reușit să obțin despăgubirea bicicletelor, mai ales că erau ale celor mici și a fost foarte, foarte încântat de lucrul ăsta. Deci de-aia un broker ajută și în momentul în care îți faci o poliță de asigurare, te ajută să descoperi ce riscuri trebuie să acoperi, ce clauze trebuie să incluzi. De exemplu, lui ar fi trebuit poate o clauză de obiecte în afara locuinței. În cazul în care ai o curte, trebuie să le declari și pe cele ce sunt în afara curții. De exemplu, am un foișor care conține mașina de tăiat iarbă, mașina de etc. Ce avem fiecare într-o curte. Și un broker ajută clientul să aibă o viziune amplă asupra pieței, asupra asigurătorilor și de asemenea să își construiască pachetul de asigurări care să-l ajute și să îi fie suficient. Dacă nu ai o centrală termică, nu are rost să luăm clauza de centrale termice și așa mai departe. Plus faptul că te poate ajuta în cazul unui daune cu pașii de urmat, documentele necesare, soluționarea dosarului mai repede în cazul în care există probleme, te poate lămuri și poți înțelege mai bine lucrurile așa. Îți plătești liniștea cumva, cam așa o văd. Plătești pentru siguranța ta, pentru siguranța bunurilor tale. Suntem cu toții atașați de lucrurile materiale, de, nu știu, de amintirile noastre, de, știm bine că locuința e un amalgam de amintiri. Poate acolo ne-am născut, poate acolo am crescut, am făcut primul copil. Fiecare are amintiri. Ar fi ok să o luăm de la capăt și nu să ne gândim cu regret că nu am avut, nu mai avem unde sta.